Să vă aduc aminte că recent am avut aceste audieri aici, în plenul Parlamentului. Nu am primit răspunsuri clare de ce Banca Națională majorează frecvent rata de dobândă, creditele devin mai scumpe, ceea ce dăunează economiei naționale, producerii, ceea ce bate direct în cetățenii Republicii Moldova, în situații în care veniturile băncilor comerciale, chiar și dacă ne aflăm în criză, vinitului băncilor comerciale sunt în creștere, datorită politicilor băncii naționale. Nu am primit niciun răspuns clar vis vis de creșterea inflației. Nu am primit uh, nicio informație clară ce întreprinde Banca Națională pentru a nu admite creșterea inflației. Vă aduc aminte că domnul guvernator aici a pasat toată răspunderea către guvern și a zis că politicile le face guvernul. Dacă este dorință pur și simplu de a mima încă o dată aceste audieri, nu aveți încotro, însă vă aducem la cunoștință, sau iarăși vă aducem aminte că am înregistrat urmarea celor audieri când Banca Națională, guvernatorul acesteia, nu a adus nicio informație utilă societății și parlamentului, În această situație am, am înregistrat ca și finalitate la cele odieri proiect de hotărârea Parlamentului prin care Parlamentul declară activitatea băncii naționale, conducerea acestei bănci ca una net ceea ce permite eventual și schimbarea conducerii băncii naționale. Trebuie să vină acele persoane care vor avea și voință, și dorință și capacități să lupte cu inflația și să nu deservească interesele băncilor comerciale. Această inițiativă este înregistrată în Parlament. Nu aveți decât să vă expuneți pe marginea acestei inițiative. Mers!